Vă recunoșteați într-un interviu prea mare a plecare spre vorbă pentru a vă lipsi de oameni adăugați. Ați simțit tentația să închideți ușa atelierului dumneavoastră? Da. Îmi place să stau cu ușa închisă, să nu mă deranjez de nimeni. Dar în alt interviu declarați că aveți un atelier deschis. Da, atelierul ăsta, dacă ai putea povesti... De câți ani aveți? De 60. Deci de 37 de ani. Da. Ați fi avut motive să închideți ușa atelierului în afară de dorința de a rămâne singur cu pânzele dumneavoastră? Nu știu ce să vă spun. Nu știu. Închid ușa că vreau să rămân singur, să am liniște, asta e tot. Dar dacă vine cineva, dacă vine cu o sticlă de vin sau... Asta începe o viață nouă și nu mă supăr. Da. Trebuie să mă mărturisesc că de când am pătruns în atelierul dumneavoastră prima dată, m-am simțit învăluită de lumina caldă a acestei pânze, care e ca un ochi de senin. Este și aceasta starea sufletului dumneavoastră? Eu nu prea știu să vorbesc despre ce fac. Nu, despre dumneavoastră. Cine nu cred că nu e bine să vorbească despre ceea ce faci. De asta îmi plac vernisajele, când nu se vorbește la... Se spune s-a deschis expoziția, pentru că e o meserie care nu are nevoie de vocale și nici de consoane. Trebuie să lucrezi și ce iese, aia trebuie să fie judecat de cei din prejur, fără avocați, fără oameni care să ne ajute să gândim, să pricepem un tablou. Asta e bun sau nu e bun, e după sufletul tău sau nu, și atât. În copilăria petrecută la Botoșani, tânărul Piliuță trebuie să se fi simțit, nu odată, țintuit sub privirea de femeie puternică a mamei sale, ce a crescut 3 copii din leafa de modest funcționar a soțului ei. La liceul Laurian, elevul Piliuță nu a avut a da piept cu învățătura, căci darul de a desena pe Stalin, pe Lenin, pe alții, îl făcea pe adolescent indispensabil propagandei comuniste. În rest, juca teatru și făcea decoruri pentru spectacolele de pe scenă a liceului. La București a venit să studieze pictura și a învățat lecția marelui colorist, profesorul său, Alexandru Ciucurencu. Și-a făcut și mulți prieteni, săraci lipiți paharului, cum zice artistul. Ce a spus familia când au aflat că vreți să vă duceți la Institutul Grigorescu? O meserie nesigură, nebănoasă? Părinții nu mi-au dat niciodată niciun sfat în ceea ce mă privește. Nici nu m-au putut ajuta. Pe soră mea și pe frate meu i-am mai ajutat, pe mine nu. Timp de 6 ani nu mi-au trimis niciodată niciun ban. Dimpotrivă. Eu am mai făcut ilustrații la editura Creangă. Am făcut machiaj la opera și le mai trimiteam eu un ban, că o duceau greu. Pe mine nu s-au ocupat de mine. Ați fost pe cont propriu când ați ajuns în București? Cu ce vreau. Ce vreau, am făcut eu. Dar n-a fost ușor. Unde este tânărul întâmpinat elogios de Comagnescu și debutând la Sala Paraponisiților din Calea Victoriei în 1957? Eu știu, s-a pierdut ăla. S-a pierdut. Comagnescu a fost o persoană importantă și un om cald și frumos. Nu, n-a fost numai el, a fost o generație de oameni frumoși atunci. Și Schileru și Argintescu Amza. Și Frunzete, pe vremea aia, era un om minunat. A fost... Dar era și tinerețea. Se uitau multe lucruri. Se mergea spre bine, era destul de mult greu în viața oamenilor și atunci căutai să fugi spre bine.